Bine ați venit la ședința ordinară din luna mai, 27.2021. Cu permisiunea dumneavoastră, dau citire ordinii de zi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea ședințelui de ședință pentru luna iunie 2021. Inițiator, primarul orașului Târgoviște. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2020. Inițiator, primarul orașului Târgoviște. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe semestru 1 al anului 2021. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a titlului de cetățean de onoare a orașului Târgu Ocna, respectiv a certificatului de fiu fiică a orașului Târgu Ocna. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru susținerea organizării Festivalului Național Cânt și Joc de la Moșii Noștri, ediția a 7-a. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SC Delgaz Grid S.A. a unui teren aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție proiectului Walkman, sistem informațional pentru managementul integral al apelor, etapa 2, a unui teren aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru construirea obiectivului de investiție, sistem de avertizare, alarmare a populației în aval de baraje. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu amplasat în cadrul centrului balnear Parc Mărura, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de concesionare a unor suprafețe de teren din orașul Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 11. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de vânzare a unor suprafețe de teren, proprietatea privată a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna în adunarea generală a asociațiilor, Societatea Comercială Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care orașul Târgu Ocna este acționar, și în adunarea generală a asociațiilor, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, forma revizuită, aprobată prin hotărârea numărul 15 din 25.02.2021, inițiator consilier local Barna Cristian. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul bolselor aferente anul școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocna. Inițiator, consilierii locali USR, reprezentant Barna Cristian. 16. Întrebări, interpretări, răspunsuri. Supun spre aprobare ordinea de zi. Data trecută mi s-au pus în față regulamentul din urmările în funcționare Consiliul Local. Aș vrea să întreb, începând din luna martie până acum, ședințele de Consiliu eu am fost publicat în ziua local ordine de zi și s-au întâmplat de telepe în funcționare local.
Articolul 47, literal. Sau cred că scrie, nu e niciun exact. Nu, scrie și, doamna Corina, scrie și se transmit, și. Scrie și. La ce articol vă rezumim? 47, literal. Președințele nu au fost transmise toate live? Da, scrie, trebuie afișat, regulamentul. Și cum se le afișat? Pe un post de televiziune? Nu, cum? Da, în momentul în care se vreau să le afișat. De seara comisie. Să publică prezul, se face pe afișat. Afișat. O să mergem. Mulțumim, domnule consilier, o să Digi-2-4. Analizăm cerința dumneavoastră și o să încercăm să ne conformăm la cerința dumneavoastră. La de urmă la fel. Stați un pic, când aveți să ne conformăm și faceți trimite 30 de pagini la o televiziune națională? Nu, local. Ah, local. Păi dați materiale de ședință publicate sau doar anunțul că ești ședința de consiliu, ordinea de zi, o doar administrativ prevede o alternativă, fie pe pagina de internet a instituției sau în ziua locală. Dar scris și la finalul regulamentului că orice prevedere care este contrară sau în completare se completează în cadrul normativ, este codul administrativ. Dacă codul administrativ reglementează în acest sens, nu avem o televiziune locală aici. Am afișat-o la pe site-ul instituției, la vizierul din centrul instituției, la vizierul aici local al primăriei. Și toți cei interesați pot să preia mesajul. Inclusiv pe pagina de Facebook, care am afișat. Deci consider că publicitatea și anunțul s-a făcut. Da, mulțumim, domnule. Așa supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnule președinte, aș vrea să fac o mențiune. Sunt de acord cu ordinea de zi, doar că la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgoviște pentru demararea procedurilor de vânzare a unor suprafețe de teren, proprietatea privată a orașului Târgoviște sub Bacău, nu o să particip la dezbatere și nu o să-mi exprim votul pentru a fi într-un conflict de interese. Doamne, mulțumesc. La punctul 10, la pe ordinea mea. De asemenea, domnule președinte, și eu la ordinea 5. Acum, punctul 5 de pe ordinea de zi, nu voi participa la dezbatere și nici la procesul de votare, având în vedere că am interes prin vicepreședinte și co-organizator al Festivalului Național, nu voi participa. Cu permisiunea dumneavoastră, în momentul de față, vreau să-mi dau voie să fiu un ambasador al acestui festival. Ați primit o invitație, vă așteptăm cu drag, împreună cu cei dragi ai dumneavoastră. Este a șaptea ediție a festivalului, țin să vă spun că festivalul a crescut de la an la an, ajungând inclusiv la nivel național, adică și televiziuni și radio-uri din țară. Vor fi prezenți la această manifestare. Și zic eu că este o mândrie pentru noi, pentru oraș și pentru instituție. Și în jurul vor face parte de personalități artistice, va fi prezentă doamna Stella Enache, Carmen Rădulescu, de la Radio România Iași, Radio România Brașov FM și de la Radio România București. Deci evenimentul va traversa inclusiv granițele, nu numai la nivel local, ci va fi inclusiv la nivel național. Deja am avut zile trecute, am avut o primă prezență la o emisiune
națională în care am vorbit despre acest festival și nu numai despre festival, ci și despre orașul nostru. Așadar, vă așteptăm cu drag și în continuare, va fi după festival, va fi și un recital ținut de artiști pe care i-am spus. De la Imagine împlinește 50 de ani de carieră artistică, cu atât mai mult ne va face un cadou orașului și zonei. Vă mulțumesc! Și apreciem faptul că prin evenimentul dumneavoastră promovați orașul de Târgu Ocna. Domnule consilier, domnule președinte, stimați colegi, materialul ședinței de astăzi, din biroul secretariatului, a pus la dispoziție o informare privind sesizarea numitei Dragul de la Silvia, care are o petiție adresată nouă. Da, le-am aici. Doamna a luat legătura cu mine, a solicitat să vină cu un regulamentul de aici. Solicitarea a fost făcută luni, deci se încadrează în termen și nu am primit un răspuns până acum. Înainte de ședință am fost contactat, urmează să-i dau un răspuns dacă i-ați aprobat sau nu. Păi i-au transmis, poate să vină. Nu a primit, că am venit și vă fac spun. Nu a primit niciun răspuns. La aprobare, conform regulamentului, o face Consiliul Local. Eu v-am spus că nu doamna primar, ai văzut aici semnătura domnului primar, că aș vrea să accept-o pentru a participa la ședință. Iar Consiliul Local, iar Consiliul Local, pe urmă, după ce aprobam ordinea de zi, urma să vă prezint cele trei solicitări de a participa în cadrul ședinței. Sunt trei cereri înregistrate, Racu Mirela Silvia, Nunu Ioana Loredana și cu Harapu Ionel. Urma să vă cer acceptul, are avizul domnului primar pentru a participa, iar dumneavoastră, ca fiind forum, de ne trebuie avizul, aprobăm participarea la ședință. Supună spre aprobare ordine de zi. Am aprobat. Dau cuvântul doamnei secretar general pentru a valida cele două procese verbale din luna aprilie și luna mai. V-au fost supuse spre atenție două procese verbale încheiate la ședința Comisiului Local din data de 22.04.2021 și ședința extraordinară din 12.05.2021. Vă rog dacă aveți observații pentru primul proces verbal, cel din 22.04, să mi le comunicați pentru a le putea opera. Dacă nu vă spun aprobării procesul verbal, cine este pentru? Împotriva, abține. Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. Dacă aveți observații la procesul verbal din 12.05, vă supun aprobări. Cine este pentru? Abțineri. Împotriva. Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc. Supun atenție dumneavoastră cele trei cereri de participare în ședință, Nunu Ioana Loredana, Racu Mirela Silvia și Harapu Ionel. Cum considerați? E bine să participe de la început în cadrul ședinței noastre sau să fie invitate la fiecare persoană la punctul de pe ordinea de zi care este interesată? Varianta 1, să participe de la început. Varianta a doua, să participe fiecare la proiectul de ordine de zi care este interesat. Supun la vot. Varianta 2, da? Da. Cine este pentru? Ok. Abține? Împotrivă? Nu că ne-am ferit să vină, pot să vină, dar având în vedere condițiile de acum. Participă. Să-i televizate, transmisă. Domnul președinte, la recomandarea de a participa de la vot. Fiind bine să luați discuție punctele de și la revedere. Dacă participau la final, am votat deja. L-am votat, nu. Sunt concret. Dacă tot acceptați de la început, puteți să varianta, să participe de la început la ședință sau să fie invitați la punctul pe organizii care sunt interesați. Da. Punctul 1 de... Haideți să-i chemăm să luăm lucrurile pe ordinea de zi. Păi doamna Rapu, ați anunțat o să vină, domnul Mărcuță? Da, m-a sunat de confirmație jos. Ok. Păi...
Dă primul. Dacă aveți o pare care e prezentă? Dacă aveți o parte prezentă? O parte prezentă? Ia pe primul tău. Stați pe limele. S-a domnul... Să deveniți proprietate, dar am dorit un pic la aspectul gardului ăla care l-aveți, că e drumul spre... Poate puteți să îmbunătăți, cam distornează cu zona de acolo. E un gard de tablă. Da. Da, o să-l boxez. Da, bine. Poate e, da. Adică acum în zonă s-au făcut și niște investiții acolo, zona spre parc, poate mai lucrați la aspect. Dar eu voi vota pentru cumpărarea mea. Dar să vă gândiți la aspect un pic. Poate cu sprijinul biroului de urbanism vă dă niște idei. Da, da. Deci asta e rest... Dacă în termen de câteva zile, luni, așa nu se face, înseamnă că... Bine, nu mai putem da înapoi, că sunt proprietar, dar bă, eu o sugestie. E cu o condiție. Da. Dar nu putem doar. Asta s-a discutat și Comisia de Urbanism, ce vă spun eu, e opinia întregii comisii. Da. Deci vă susținem.
Sunt plăcut un pic la aspect. Adică poate fi și un punct turistic, se poate vedea, bă, să vedea. Poate mai mult, veți spune ceva transparent, nu veți spune ceva transparent. Este ceva frumos, sunt băut. Păi vedeți, avem aceeași direcție. Da, mulțumesc. Da, eu v-am dat, o să vedem cu idei. Eu sunt de acord. Într-o nu greu de urbanism și cu noi, da. Da, domnul Haru, trebuie să inițiați o... să veniți în scris, cum ați venit, către instituții. Asta mă întreba dacă e aici, ați spus că nu. De acord, vom vota, așa, ce e susțin. Vă mulțumesc frumos, o să... Eu cea puțin o voi vota. Da, bine. Mulțumesc frumos, arătați de cum. Vreau să văd doamnei, domnișoare, domnul Ioana Anoreda. Am crezut că nu e nimic. Mulțumesc, domnule, este domnul Ioana, sunt președinte Asociația Elevilor din Bacău și astăzi am venit să discută problema deja cunoscută de consiliul local, anume proiectul de burse din numărul și cuantumul burse, conform legii. Cu siguranță știți și din spațiul public discuțiile și ați înțeles faptul, bănesc, ați înțeles faptul că proiectul inițial nu este unul legal pentru că prejudicează 800 de instituții care nu înțeleg nici momentul de față de ce n-au sursă. Și am venit să discut despre această problemă, pentru că, probabil, inițial, acest proiect a fost dat conform decizii venite de la ISJ, Inspectoratul Școlar Județean. Din păcate, sau din fericire pentru mine și pentru toți elevii, ulterior ați mai primit o adresă prin care Inspectoratul Școlar Județean vă exprima și vă arăta cum se alocă legal burse. Adică conform ordinului de ministru 5576. Adică de la media 8-10 în sus. Practic, 832 de elevi au fost lăsați deoparte, conform ordinului Consiliului Local. Nici până în momentul de față nu am înțeles atât lumea unor consilieri locali, mai ales, de exemplu, că avem și un profesor în consiliul local, care cu siguranță a trebuit un vot la nu, vă rog frumos să reviziți, să nu înțelegeți acuzații, este opțiunea domnului consilier, analiză, nu putea avea acuzații, trebuie să este frumos. Este o atitudine pe care eu am ales să eu mă repet, vă puneți punctul de vedere, nu mă analizăm persoane. Sigur. Este opțiune și votul fiecare, mulțumesc mult. Și eu mulțumesc. Dar pe scurt, vreau să precizez că astăzi veți avea a treia oară ocazia să votați un proiect legal. Și aici nu este vorba de vorbori politici, ci este vorba despre elevii acestui oraș. Și cred că mai presus de toate, trebuie să ne gândim să nu prejudicem pe nimeni, pentru că cât timp bursele sunt scrise în lege așa cum sunt, nu cred că stă în marja de apreciere a autorităților locale să stabilească alt număr și alt quantum și orice alt criteriu de acordare a acestor burse. Pentru că în lege scrie destul de clar, ați primit foarte multe adrese, inclusiv o circulară de la domnul prefect, și mă aștept ca astăzi să votați și să alocați un vot de încredere a acestor elevi care cu siguranță așteaptă vota dumneavoastră, pentru că peste 100 de elevi au fost lăsați de doarte și astăzi va fi ocazia să arătați că probabil a fost o eroare, mai ales din cauza fondurilor insuficiente, care totuși, conform articolul 105 prin finanțare complementară, se pot acoperi. Ulterior, la elevii care bugetară nu mai stă în competența mea, dar am venit să spun cum se vede. Da, mulțumim pentru când mi-ați prevede, am o problemă. Da, domnul Constituție? Noi, ca și Consiliu, așa, nu lucrăm în afară legii. Asta s-a pronunțat doamna, așa, conform legii. Noi nu lucrăm în afară legii, în primul rând. Da? Domnul președinte, vreau să-mi pregătesc. Începem să discutăm proiectul de hotărâre care face referire la acordarea de burse? Nu. Dacă începem, trebuie votată schimbarea ordinii de zi. Doar am ascultat punctul de vedere al schimbării. Doar atât și după aia noi ne continuăm. Reiterativul rămâne pentru... Ce oră așteaptă, domnul? Care până ajungem la punctul acela, vă schimbați ordinii. Dar nu vreau să se treacă. Da, mulțumim mult. Puteți accepta până la... Așa este ordinea de zi. Ce ați văzut așa? Ordinea de zi. Așa de ce? Domnișoare, vă rog frumos, v-ați spus punctul de vedere. Mulțumim frumos. O să primiți...
rezultatul votului nostru la finalul ședinței. Puteți părăsi sala ca și celălalt ședință. Ați format ședință din Consiliu în șoseaua. Ce? Doamnei Aracu Mirela Sintia. Eu am format o adresă către Consiliul Local ca urmare a unor demersuri dinainte formulate cu privire la amplasamentul unei stații CPL-schie între locuințe, mai exact pe CNGRI 132, unde acest amplasament este încălcat de case și o zonă de case, nu de case izolate, așa cum spune normativul de amplasare acestor stații, unde ar trebui să păstreze o distanță de 40 de metri față de vecinătate și clădit, iar la momentul în care s-a eliberat certificatul urbanist, probabil că nu s-a studiat suficient sau posibil să fi fost o scăpare, pentru că s-a dat certificat de urbanism, după care firma care își dorește să-și amplaseze acolo stația și au de la celelalte demersuri în vederea deschiderei. Mă aștept din partea dumneavoastră, dacă e posibil și legat totodată, să mă înclinați vreodată asupra acestui aspect, deși a fost emis certificatul de urbanism, din ce am studiat și cu cine am mai consultat în acest domeniu și în specialitate, în normativul de amplasare a stațiilor GBL, spunea că trebuia eliberat la decizia Consiliului Local la acea vreme. Repet, poate a fost o scăpare sau poate nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situații la acel moment. Certificatul a fost eliberat în octombrie 2020. La acest moment nu cunosc foarte multe detalii, dar știu că s-au stopat lucrările, nu cunosc foarte bine motivele. Probabil că nu sunt în regulă, datorită sesizărilor care le-am făcut la instituțiile abilitate să dea aviz în acest sens, că nu mulțumesc condiții, dar mizez foarte mult pe dumneavoastră, care reprezentați cetățenii orașului și siguranța noastră, că eu locuiesc în vecinătatea acestui amplasament și mă simt în nesiguranță, eu, familia mea și ceilalți vecini. Așa cum o parte din ei s-au trecut și în adresa către dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Da, Mustar, puteți să mai rămâneți dacă avem de discutat. Am văzut totuși că lucrările sunt destul de avansate acolo, montat și tampul ăla pentru... Deci nu ați intervenit pe vremea mai în timp? Da, ați intervenit? Și nouă, nu e? Da, nu, pe care... Nu știu dacă suntem mai în măsură să oprim această investiție acolo. M-am adresat și dumneavoastră, dumneavoastră de vedere și cele care bineînțeles, să puteți la România. Da, sigur, dacă putem să ne facem. Tot respectul pentru că înțelegem că cred că o greșeală făcută, dacă a fost identificată la timp, așa de fi reparat. Dar dacă este lăsat să producă pagube, atunci ceva nu e în regulă. Domnul președinte, dacă îmi permiteți că e îndată, referitor la cele prezentate de către doamna Aracu, cum ați putea cu atenție, s-a spune că potrivit unui text de lege, nu ar trebui să construiască, nu ar trebui să se construiască la o distanță mai mică de 40 de metri față de imobilele învecinate. Acum aș întreba compartimentul nostru juridic și urbanistic, dacă există o altă prevedere legală care să permită la anumite condiții apropierea, dacă există ceva de protecție, că știu dacă legea permite totuși să... Permite să fac o precizare, da, în normativul de amplasare spune că distanțele pot fi reduse până la 30%, până la, nu maxim 30%, funcție de situația terenului și a vecinătăților. Acest procent de până la, care de fapt a rămas la 30%, nu știu cine îl încadrează, nu am aflat niciun răspuns până acum, probabil că va trebui să consult un expert, dat de instanță, ceva de genul ăsta. Și totodată ei au încadrat acele distanțe la o distanță de 20 de metri față de vecinătăți, considerând că e o casă izolată, așa spune normativ. Dacă sunt, este zonă urbană cu case de locuit, distanțele se măresc, de 40 de metri, iar dacă e vorba de o casă izolată, atunci se ia în considerare distanță mai mică, 20 de metri. Și aceste distanțe la rândul lor se pot reduce cu până la 30%. Deci noi ne-am gradat la o distanță.
20 de metri față de peretele casei și acea distanță la unde a fost redusă prin acea prevedere a normativului cu 30%, construind niște ziduri din cărămidă perforată și nu din beton armat și fundație, așa cum spune normativ. Dar, în fine, acum eu știu instituțiile care trebuie să pronunțe pentru a da un aviz de funcționare și de lucru, o să analizez aceste aspecte. Pe mine m-a interesat și la certificatul de urbanism, pentru că acesta se discută în Consiliul Local la vremea respectivă. Cred că a fost și prima stație, nu? A fost la final de mandat și început de alegeri. Nu știu, poate a scăpat și mă gândesc că se mai poate repara ceva acum, dacă e posibil și legal. Asta e speranța mea încă, pentru că... Domnul președinte al Comisiei de Urbanism. Da, vreau să iau și eu cuvântul. În Comisia de Urbanism s-a discutat ieri situația petiției dumneavoastră. Am consultat biroul de specialitate pe doamna arhitect. Dânsa mi-a spus că sunt respectate distanțele, dar oricum va mai fi o furcă și faptul în sensul că vor trebui opuse multe avize de către constructori, de către beneficiari de la ce abilitați, pompieri, ISC și toate astea. Și atunci nu, nici nu putem să-i oprim pe ea, a fost concluzia noastră, și să vedem dacă avizul, dacă ei sunt cei de specialitate, pompierii și toți ceilalți. Și dacă ei spun că nu sunt respectate distanțele, sigur că atunci se oprește procesul, dacă ei spun că sunt respectate distanțele, va continua lucrarea. Deci asta a fost concluzia comisiei. Nu putem lua noi o decizie pe lângă specialist sau fără specialiști. Deci asta a fost. Dacă aveți dreptate, deci dacă aveți sau nu aveți, orice, noi decidem. Orice construcție nu trebuie să aibă avizie de înainte, când a făcut de construcție. Deci e clar că aceea nu va funcționa, nu va funcționa, indiferent, chiar dacă am vrea noi sau n-am vrea, nu va funcționa fără avizele necesare. Deci eu zic că trebuie să fiți niște punctați de vedere, vor veni specialiștii, cei care dau avizele și atunci vom vedea. Și nu se va da autorizație conform legislației dacă nu are toate avizele favorabile. Deci să așteptăm avizele de la... Așa a fost și poziția comisiei noastre, să așteptăm avizele și atunci sigur că... Nu înțeleg, dar totuși vă mai permite timpul și dispoziția să vă mai înclinați puțin la certificatul de urbanism care a fost dat poate nu tocmai potrivit în acel loc. Și să aveți în vedere că mai jos de această stație CPL e un teren al unei doamne care e plecată în Israel și și-a dorit și ea să facă o casă. Chiar a făcut și ea o adresă, contestând autorizația de construcție. N-a putut să vină din cauza evenimentelor din Israel și acum ea, dacă va veni, ea nu va obține un certificat de urbanism pentru construcție casă, pentru că s-a schimbat destinația terenului, fiind acolo zonă construcții case, unde astfel de amplasamente care produc oarecare poluare, pericol de explozii și alte chestii. Siguranța noastră acolo nu este în regulă. Și de asta fac referire la acea distanță de 40 de metri și nu de 20 de metri, că nu e o singură casă în câmp izolată, sunt de jur împrejur numai case. Bine, cercare de urbanism nu înseamnă autorități de construire. Deci, nu, dar e un prim pas. Probabil, da. Da, eu știu, poate se mai poate analiza ceva în domeniul ăsta. Sau de acum încolo. Da. Sigur, dar numai specialiștii pot analiza. Da, acum, în momentul ăsta, probabil se vor pronunța. Sigur, de... să așteptăm asta și după aia, sigur, fiți fără gând. Doamna Raitu, cu toată stima, domnul Antoni, eu fost foarte. Mergeți în instanță. Nu e absolut. Am. Nu. Deci vă spun, la președinte, eu eram cuvântul și domnul președinte, mulțumesc pentru cuvântul. Eu aș aprecia respect pentru doamna, pentru punctele de vedere, pentru că vedeți cetățenii iau parte la viața comunității și înainte. Ne pune situația de a nu greși. Iar noi trebuie să ne plecăm cu atenție și să vedem. E foarte bine că ne
și mai să analizăm dacă o să fac și alte etape în care o să revendic acest lucru, nu este mai bine de prevenit. Și partea dumneavoastră s-a luat de susținerea, dar v-am solicitat în sens. Eu sunt pentru a mai reducat niște reguli care s-au făcut pe domeniul public și voi apăta cea mai mare atenție asupra acestui fapt. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și mi-ați păcat atenție și sper că și sprijinul în continuare dacă se poate face ceva sau va fi solicitat. Vă mulțumesc că ați fost. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2021. Dacă aviz Comisia Juridică? Comisia Juridică și Administrație Publică, aviz favorabil 7 voturi din 7. Mai sunt discuții de... Pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închiriere a exercițiului bugetar pentru anul 2020. Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică. Aviz favorabil, 6 voturi pentru, un vot împotrivă. Menționez că în cadrul comisiei prezența unui domn consilier a fost onorată. Permisă regulamentul. Comisia Urbanism? Aviz favorabil, în unanimitate. Comisia Economică? Comisia Economică, scot aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Dacă mai sunt discuții, supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna, Petremescu 1, al anului 2021. Inițiator primar oraș Târgu Ocna. Comisia Economică? Aviz favorabil, 5 voturi pentru, 15 voturi. Dacă sunt discuții, supun la vot proiectul pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a titlului de cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna, respectiv certificatului de fiu fică a orașului Târgu Ocna. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisia Juridică? Aviz favorabil, în unanimitate, 7 voturi pentru. Dacă mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru susținerea organizării Festivalului Național Cânt și Joc de la Moșii Noștri, ediția 7, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Aici avem o mențiune, domnul consilier... A fugit. Dacă sunt discuții pe... Da, felicităm, dacă preferi. Domnule președinte, felicităm asociația pentru inițiativă. După mult timp, iată, putem avea un spectacol în oraș cu talente locale și invitat special. Este bine să fie cât mai multe evenimente în orașul stațiune Târgu Ocna, să atragem cât mai mulți turiști, să trăiască și taximetristul, și fotograful, și cărciumarul, și hotelierul. Deci este bine cât mai multe inițiative, felicităm inițiatorul și le dorim succes. Robert, ai pierdut... O întrebare, îți spun.
pot să particip și eu ca un moș bătrân? Da, singura condiție ca doamna Stela să vină și cu trandafirii, da? Ca să nu-i uităm. Da. Normal. Domnule primar? Da, dacă tot discutăm de un eveniment cultural, vreau să vă informez. Domnul Stela, invitați-l pe domnul Robert Sărerea, că e vorba despre chestia mea. Dar nu v-am văzut nimic care telefonică de la Compania Națională de Investiții, e finanțatorul proiectului și investiției de la Casa de Cultură. Pe data de 7 iunie se va încerca să se facă recepția finală, a fost notificat și constructorul și proiectantul și diriginte de șantier, vor veni și cei de la Compania Națională și ar fi un prilej frumos ca să deschidem Casa de Cultură. Noi gândeam să facem un eveniment local și un eveniment al comunității, dar faptul că timpul e sub presiune, vom organiza acest eveniment. Discutasem cu conducerea asociației când au solicitat permisiunea de a organiza acest eveniment. Ca și alternativă, dacă respectiva locație, știu, apare vreo sincopă sau apare ceva procedură și nu intrăm în posesia ei, ca evenimentul să aibă fie în spațiu public din fața primăriei, fie într-un spațiu care va corespunde normelor. Eu cred că odată ce vom prelua Casa de Cultură, putem și suntem, chiar o să puteți verifica și vizita, e un centru cultural, centru cultural italian, un centru mult modern, cu toate tehnologiile pentru comunitate de tip oraș. Da, mulțumim frumos, domnule primar, mai ales când privește dată, că activitatea în Casa de Cultură începe să desfășoare activitatea. Supun la vot proiect după ordine de zi. Comisia Juridică și Administrație Publică, 6 voturi pentru din 6 prezenți. Aviz favorabil. Comisia Economică? Aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Dacă mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Nu, 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 proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitude în favoarea 10 del Gas Grid S.A. a unui teren aparținut domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator și primar al orașului Târgu Ocna. Comisia Juridică aviz. Comisia Juridică aviz favorabil, 7 voturi pentru. Vă mulțumesc, domnule consilier. Comisia Urbanismului. Aviz favorabil în unanimitate. Dacă mai sunt discuții, supun la vot. Discuția ar fi, domnule președinte. E interpretarea că de mare și tot îi favorizează, cu titlul gratuit, dar ei se măresc gazi la zi, nu mai ca o venire. Și orice cine își face în viața acela, își face și cumpără. Deci titlul gratuit, dar e o societate privată, nu e, să zici că e o societate de stat și... Da. Aș propune să cumpere, să gândim la bugetul. Au mai avut loc discuție și în Consiliul Director, dacă vă aduceți aminte, și așa că am dezbătut problema asemănătoare de vreo două ore, de două ședințe, de multe întrebări. Din păcate, e un pic de legea să recordăm, pentru că așa se întâmplă legile, că nu-i favorizăm pe până la urmă, am favorizat asta. Deci e vreo scurtă. Da, deci e vreo scurtă. Nu e păcat, asta e. Ei ar
Da, aceeași idee pe care exprimă și colegii dinainte, am avut discuții cu alte ocazii în Consiliul Local. Nu este o societate săracă, este una dintre cele mai bogate, ar trebui să plătească, dar îți protejați de lege, probabil că pe linie politică, pentru că se raportează la politic în discuțiile pe care le veți avea cu șefii de partide parlamentare, trebuie mers ca în Parlament cu o lege de genul acesta, pentru că jignim cetățenii, sunt oameni necăjiți, sunt oameni și atunci celui bogat îi mai dăm gratuit și celui necăjit îi mai punem ceva în cârcă, mă iertați, da? Vă mulțumesc, domnule președinte. Rețelele editare au același program și același regim. Gândiți-vă dacă ar lua o taxă, această taxă s-ar reflecta imediat în tarif. Deci, probabil, tot noi am plătit-o. Nu există minun. Nu ar veni neamțul de la Belgrad sau francezul de la Gaz de France, tot gândiți să vină el de acasă, din Paris, cu bani. Tot în tarif ar fi. Exact cum se face și cu gratuitatea în ghilimele branșamentelor, vor fi plătite de noi toți pentru să o reflecta în tarif. Deci minuni și focus financiar nu face nimeni și nici donații de asta. Deci, pe de altă parte, e legea. Deci nu mai vorbim. Chiar dacă n-ar fi legea, n-ar fi o soluție să taxăm canalizarea cât trece pe terenul ăla. Ne-am întors ce nevoie mediu. Atunci erau taxele. Da, mulțumesc. Și nu le acordăm proprietate, ci le acordăm doar un uz de utilizare și de servituri. Deci, rețelele să poată traversa domeniul public tot pentru locuitorii și cetățenii orașului care beneficiază de utilitatea respectivă. Mai sunt discuții în acele ca o problemare de stațiuni păstrăzite. Deci nu suntem împotriva de a se face investiții, dar am spus că nu așa degeaba, pentru că au bani. Ei mereu măresc prețurile, știți? Aici e ideea. Deci noi vrem să venim în sprijinul cetățenilor, da? Acești mari și virgule, coloși, ei nu mai știu să încaseze, dar să mai și plătească. Mulțumesc! Supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisie juridică? Comisia acordă aviz favorabil 7 voturi din 7. Pentru. Comisie urbanism? Aviz favorabil la limitare. Comisie economică? Aviz favorabil 5 voturi din 5 prezente. Sunt discuții? Să pun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Acest proiect va fi în sprijin în continuare investiții de branșare a cartierului, au parte din cartierul Urgele, cel de la Amonte. Și ca urmare a acestui proces vom instala pe acest teren un rezervor de apă care va asigura un tampon de 100 de metri cubi. Acum există un rezervor construit de către comunitate în anii mai demult, dar el nu are documente în acest sens, plus că nici volumul de apă magazinată nu corespunde. Acum noile norme spun că un depozit de apă trebuie să fie de minim 75 de metri cubi, tocmai pentru a asigura rezerva de, în caz de situații de urgență, incendiu. Și atunci am găsit soluția de a instala acolo un rezervor din material pasibil, se numește, un produs care e pentru uz uman și va fi instalat un rezervor de 15 metri lungime pe 3 metri, aproximativ 100 de metri cub, care vom instala aici și vom asigura pomparea apei prin echipamente de la CRAP, iar odată cu finalizarea investiției va fi transferat utilizarea operatorului de genul. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar!
Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului Watman, sistem informațional pentru managementul integral al apelor, etapa 2, a unor terenuri aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru construirea obiectivului de investiții, sistem de avertizare, alarmare a populației în aval de baraje. Inițiator, primat orașul Târgu Ocna. Comisia juridică? Comisia a acordat aviz favorabil 7 voturi pentru din 7. Comisia urmărită. Aviz favorabil la limitate. Să spun discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu amplasat în cadrul centrului balnear Parc Măgura, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Avize, Comisia juridică. Aviz favorabil la unanimitate, 7 voturi pentru. Comisia urbanism. Aviz favorabil la unanimitate. Comisia economică. Aviz favorabil la unanimitate. Dacă sunt discuții, n-avem consilier. Aș vrea ca imediat după ce are o licitație, consiliul local să fie informat suma la care a ajuns și la care s-a închiriat terenul respectiv. Pentru că în 2016 s-a mai fost o dată la licitație, s-a plecat și nu mai știam ce s-a întâmplat. Și asta o timp pe omul că s-a denunțat, dar am aflat foarte târziu. Nu e vorba de teren, e vorba de spațiu care se află în complexul balnear și este un spațiu de alimentație publică pentru deservirea zonei de agrement. Supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Conform articolului 7 din proiectul de hotărâre, am rugămintea să desemnați un reprezentant al dumneavoastră, membru titular și un reprezentant, membru supleant, pentru a face parte din comisia de evaluare. Da, dacă faceți evaluare. Comisia de evaluare a documentației de licitație și a ofertelor depuse de către ofertanți. Va fi o licitație publică. Un reprezentant din Consiliul Local. La titularul îl propun eu pe domnul Bază, pe Cristian. Mai sunt toate propunerea, domnul Iacu. Mai aveți și alte propuneri? Pentru membru supleant, vă rog să propuneți un. Domnul Ianoș. Cine a propus pe domnul? Nu vrei să fiți? Nu vrei să fiți membru supleant? Acceptați domnule consilier? Nu. Vă rog altă propunere pentru membru supleant. Legea permite? Nu vrei să... Domnul Dragheru, de ce-a fost? Am prea multe sarcini. Organizez peritoarea locului. L-aș vorbi domnul vice, dacă e de acord, pentru că trebuie să oricum face legătura între executiv, da, consiliul local și... Da, deci cred că ar fi o soluție... Președinte... Rămâne fără supleant? Sper să nu se întâmple nimic cu domnul. Sperăm că atunci se poate participa la... Supun la vot.
desemnarea domnului Bală. Cu toată singură propunere pot exista. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Proiectul numărul 10. Nu, 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 dar proiectul. A, tot un proiect. Nu, 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 proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de concesionare a unor suprafețe de teren în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisia juridică? Comisia juridică a fost favorabilă, 4 voturi pentru și 2 acțiune. Comisia urbanism? Comisia Urbanism n-a dat un aviz incorporării de an trecut și vă rog, vă solicită să votăm separat fiecare caz în parte. Acțiunea și chiar vă rugăm pe viitor, vă sugerăm să nu mai amestecați societăți comerciale cu balcoane, cu arhive și cu toate astea, pentru că acțiunea este clară, trebuie fiecare caz în parte, poate cineva e de acord și are o un punct de vedere la o, pentru opoziție, altul pentru alta, deci Comisia de Urbanism vă solicită să votăm separat fiecare punct în parte. Dacă puteți spune la vot problema asta, ca procedură de vot. Deci puteți, se poate vota separat. Și acordul de principiu. Puteți spune în articol. Sigur. Poziția 1 cu tare, votăm acordul de principiu. Poziția 2 și poziția 3. Și noi așa am dat și avizele, astfel pe de-aia întregul, i-a văzut nefavorabil. Deci dacă, eu zic că și pe viitor, deci dacă n-am mai avea situația asta, dacă le-am, măcar le-am cumulat pe persoane fizice, balcoanele sau... Dacă nu ar fi greu, doar nu așa multe, că sunt câteva pe an, doar din experiență vă spun, să fie fiecare hotărâre separată și cred că vom fi destul de responsabili să nu favorizăm pe cineva și să defavorizăm pe altul. Deci nu băgăm la un loc, ca și cum am ascunde pe cineva, hai să treacă cu, și cu prietenul nostru și fără prietenul nostru. Da, deci noi asta vă rugăm să spuneți la vot propunerea noastră de a vota fiecare caz în parte și dacă... Nu, e o procedură de vot, nu e amendament. E o rugăminte, e o solicitare. Comisia economică? Avizul? Da, avizul Comisiei Economiei care are avizul favorabil cu 4 voturi pentru abținere. Atunci eu luat în considerare propunerea comisiei. Da, vă rog să puneți la vot propunerea comisiei de urbanism. Vă rog să supuneți la vot propunerea comisiei de urbanism. Supune la vot propunerea comisiei de urbanism. Cine este pentru? Abține. Doamne președinte, dacă vă răspundeți, doamna secretară, în această situație, eu, care aveam un interes doar pe punctul 4, pot participa la vot pe 1, 2, 3? Pentru că nu mai am niciun... Abține, abține, pentru tot materialul. Corect. Păi nu mai am interes la ce sunt defalcate. Da, te abții la toate, ca să nu... Păi nu, ar trebui să vă abțineți la dezbaterea materialului pe întregul lui. Așa a fost prezentat de executiv. Okay. Într-adevăr, codul administrativ permite dezbaterea și codul și pe articole. Considerăm că anexa are 4 puncte. Înțeleg că trebuie să votați pe cele 4 puncte din anexă. Să începe cu punctul 1. Pentru că eu nu mai dau un punct. Eu nu mai dau un punct. Eu nu mai dau un punct. De aia aș putea să votez la
acolo și propunerea Comisiei de Urbanism, salutare de bun simț, cred că așa ar fi trebuit făcut. Nu propunere în bloc, ci propunere individuală. Dar mă întreb oare dinainte, nu ar fi normal să avem un regulament general de urbanism ca să ne putem pronunța? Cu siguranță vom greși mai puțin, fără să vrem. Putem greși, putem fi subiectivi. În planul urbanist, în general, ar rezolva, cred, problemele și de ce nu și un regulament pe care îl așteptăm. Cum putem face între două persoane care doresc o suprafață de teren? Corect. Unde lumea spune că aruncă, și cred că așa este, gunoaie. Dar poate îmi dorește și ăla de la etajul 2 și ăla de la 3, e dreptul primului venit sau vrea să facem niște norme. Cum ar fi? Nu are dreptul să-l înstrăineze în următorii 5 ani. Mă gândesc, pot fi variante. Eu vă solicit să vă gândiți, poate că vor mai veni cu siguranță în perioada următoare solicitări, să ne gândim cum am putea să le cernem și care ar fi condițiile ca să le poată solicitanții avea respectivele terenuri, concesionare. Atât, e un punct de vedere și o întrebare de știință pentru Consiliul Local. Stimați colegi, vreau să vă spun că ieri am avut o ședință a Comisiei de Urbanism foarte dură, dar bună. Și am discutat exact aceeași treabă care a fost discutat cu colegii. Da. Și am luat hotărârea asta care a spus-o președintele din Comisie. Ceea ce vreau să adaug eu acum și să vă, nu, impun, nu, așa, nu știu cât o să mai fiu în consiliul ăsta, să sugerez, așa. Ori suntem o comisie, ori nu. Se discută în comisie, se preiau probleme, dar se discută serios, nu așa. Se preiau problemele, da? Problemele cine le prea? Președintele Comisiei. În ședința Consiliului Local, președintele Comisiei, el spune toate punctele de vedere. Nu, fiecare, așa. Păi ori suntem Comisie, ori nu suntem Comisie. Ce rol are Comisia? Nu? Domnul, am votat, da? Poate că mi se trebuie cumva? Poate, de lucru în gură. Dar ce faceți? Nu, nu înțeleg. Nu, am. Nu. M-ați înțeles greșit? Nu, n-am. Așa. Deci, ce vreau eu? Ca acest Consiliu Local să-și aibă rolul lui. Pe adevărat. Nu să vină fiecare cu nu știu ce. Ne-am întâlnit în comisii, da? Am spus punctele de vedere, fiecare. Tot, da? Am spus fiecare punctul lui de vedere. Președintele comisiei o prelua toate problemele. Ei, în Consiliul Local, dăm soare. Domnul Ian, dacă apar probleme, nu, că și ieri a fost discuția așa, dacă în două zile sau într-o zi se poate schimba treaba. Domnul coleg, asta nu înseamnă dacă ați luat o hotărâre în comisie și domnul președinte și a expus domnul... Și atunci care nu în comisie? Și atunci dezvoltativ. Exact, nu e consultativ. Spune dacă un coleg, domnul Ian, dragi colegi, două secunde, ne-am întrebat. Acum colegul vrea să mai adaugă ceva sau să mai vină cu altele propunere care... Dacă mai sunt probleme, într-adevăr, știu, pot să... Păi colegul nostru, domnul consilier, mai venit cu o propunere, dar asta înseamnă că... Și l-am susținut. Asta înseamnă că nu are voie să mai spună decât... Tocmai că am susținut. Păi tocmai, care e problema? Nu vă înțeleg ce vreți, până ce doriți să ne spuneți. Asta, eu asta am înțeles că vreți. Adică să nu lărgim, să nu le lăbărțăm în discuție și nu trebuie. Lărgim dacă e nevoie până la urmă. Asta mă refer. Lărgim, că de asta suntem aici. Asta mă refer la faptul că noi am ajutat nimic concluzii și a ceva. Exact, nici ele concluzii. Nu se mai departe. Acum am înțeles. Să-l dăm consilierul și lui.
interesante. Da, domnule președinte, vă rog să mă semnați în procesul verbal la propunerea domnului președinte Antohi de a se băga pe punte. Eu trebuie să nu particip la locul din punte, dar având în vedere și recomandările domnului secretar general, nu particip la tot punctul. Deși este doar un început de demararea procedurilor, având în vedere că este un conflict de interese, aș vrea să nu considerați, să nu semnați că nu particip la acest punct. Și m-am rugat să-mi dați cuvântul de la început, dar am avut dezbaterile și am respectat tot din acolo. Am terminat. Începe cu punctul 1. La punctul 1 avem solicitarea domnului Șiroi Chirian pentru strada Tudorul Adăgărescu, bloc de 15, apartamentul 1, suprafața de 24 de metri pătrați. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 1 împotrivă pentru acest punct. Comisia... O dată, cele comisii au dat în ansamblu. În ansamblu. Să pună la vot cine este pentru. Împotriva. Prea multe incompatibilități. Sunt necesare 9 voturi. Pentru fiecare, deci pentru proiectul în sine, 9 voturi pentru speță și pentru fiecare punct. 9 voturi. Punctul numărul 2. Solicitat Mușat Dumitru Mitin, spațiu verde, strada Bradul numărul 7, suprafață 200 metri pătrați. Comisia de urbanism a venit favorabil 4 voturi pentru și 1 împotrivă. Supun la vot. Cine este pentru? Abține. Împotriva. Punctul 3. Domnul Cristian Vasile, arhivă, strada Costache Negri, bloc 5, apartamentul 2, suprafață 13 de metri pătrați. Comisia de urbanism a fost favorabilă cu unanimitate. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Păi e de lucrat. Da. Punctul 4. Dar nu mai are lucrurile pe asta. Dacă nu ți-a ridicat, arhivă, strada Constanț Dionisie, Bocheie, 5, scara, la față 15 metri pătrați. Comisia de urbanism a fost favorabil la unanimitate. Supun la vot, cine este pentru? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Împotrivă? Abține. 5. Deci, în legință, avem acord dumneavoastră să se mai în procedură pentru o trebuie de fiecare punct de exemplu. Mulțumesc.
11. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de vânzare a unor suprafețe de teren, proprietatea privată a orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Comisia juridică. Aviz nefavorabil din proiectul hotărâre pentru două ține cu un vot împotrivă. Comisia urbanism. Aviz favorabil în unanimitate. Comisia economică. Aviz favorabil, 4 voturi pentru, 1 abținere. Dacă mai sunt discuții, da, domnule președinte. De la domnul este vreau să spun că sunt împotriva transformării prin lege, la punctul de lege, într-o societate de cumpărare cu rezerve de rente. Da? Putem concesiona, așa cum putem încheia, așa cum vreau. Ne lasă legea, evident, ne lasă legea să și vinde. Dar dacă cumpărăm cu unul și vindem cu alta, nu suntem decât o firmă. Da? Am mai cumpărat terenuri care le ținem nefolosite. Da? Unele terenuri din proprietatea primăriei au ajuns în mâinile unor oameni la prețuri mici. Da? Tot cu acordul Consiliului Local, de așa, de asta sunt împotriva vânzării terenurilor din proprietatea orașului Târgu. Da. Vreau să fac doar o precizare. Să știți că administrația locală reprezentată de executiv și de dumneavoastră nu se transformă în agent imobiliar și n-aș vrea să deformăm puțin realitatea. Atunci când instituția primăriei și Consiliul Local a avizat, au cumpărat terenuri care sunt în pe raza administrativă și vor folosi comunității, iar atunci când propunem spre vânzare anumite suprafețe de teren, vă rog să fiți mai atenți că ce suprafețe e vorba. Sunt completări ale unor grădini sau proprietăți care în decursul constituirii drepturilor de proprietate nu au fost făcute cadastrele conform echipamentelor și măsurătorilor actuale și au rezultat niște suprafețe de teren care omul o are în proprietate de ani de zile, dar nu a putut fi identificată prin acte, pentru că așa au avut o folosință. Parte din ei le-au avut aceste terenuri închiriate, au plătit impozit, dar e grădina lor, e în spatele curții sau în spatele grădinii, nu afectează domeniul public. Domeniul public la stradă, se spune, în ansamblul său. Nu generează nici responsabilități între vecini, sunt bine grănițuite. Vedeți, pe ce a spus și domnul de acolo, din strada Nicolae Bănaș, la fel o proprietate pe strada Gălean 34 este în spatele unei proprietăți. Aceste lucruri apar și ca urmare a actelor de dezbaterea moștenirii, schimbărilor de proprietate, pentru că atunci se văd exact dimensiunile. De asemenea, strada Tăbăcari, 527. Deci haideți să nu ducem sau să deformăm realitatea că vrem să vindem ieftin și să cumpărăm smog. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, se pun la vot pe proiectul în ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Ocna ESA, în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Inițiator, primar orașul Târgu Ocna. Comisia juridică. Comisia juridică a avizat favorabil cu un amendament propus de către domnul consilier Mărcuță Dumitru Cezărică, prin care propune ca din această comisie să facă parte 4 reprezentanți ai Consiliului Local în loc de 2. De ce 4 plus 6? Asta a fost propunerea. Pot să vă explic de ce, dacă ați întrebat, vreau să vă spun. Sigur. Deoarece consilierii se merg în laga societății de instituție,
validăm documentele societății. Cred că este normal, să fim ajutați și în Comisia de Selecție, strict pentru creșterea transparenței procedurii. Nu avem alt interes. De asta am propus colegilor din Comisia Juridică, unde erau doi, să fim patru, bineînțeles, în patru diferiți, pentru că deciziile noi le validăm. Cred că este normal să procedăm, să fim și în această comisie, să fim majoritate. Bineînțeles, doar pentru creșterea transparenței și infracțiunii. Deci, în acest motiv, nu știu, ați făcut suficient. Dar să vă și domnul primar. Am patru sunt suficient, sunt trebuie să patru. Nu am întrebat. Ați întrebat în ce 46 să nu iau. Ce spuneți? Celui care a întrebat că este răspuns. Da, supun la vot amendamentul lui consilier la forță. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cine este împotrivă? Abțineri? 5, 6, 7, 8, 9. Amendamentul nu a fost arătat. Am zis că rămân doi reprezentanți ai Consiliului Local și un membru supleant. Dacă vreți să faceți nominalizările, vă rog. Pentru nominalizări pentru... Pentru doi membri titulari și un supleant. Domnul președinte. Doresc să-l nominalizez ca membru titular pe domnul, pe colegul nostru, Dragoș Mândrea. Este inginer de profesie, chiar se place. Frântează. Eu îl propun pe domnul consilier Traian Osu, a doilea membru titular. Mulțumesc. Mai sunt propuneri? Procedura este vot secret, dacă doriți să pregătesc buletine de vot sau doriți să votați la mine. Mai sunt doi pe două posturi? Da. Da. Și mai trebuie un suplean. Deci rămân doi membri titulari, domnul Munteanu și domnul Traian Ursu. Nu mai sunt propuneri, da? Pentru membri titulari. Pentru membru suplean, vă rog, o propunere. Ar fi necesar să numiți, pentru că dacă unul dintre cei doi nu va putea participa, procedura va fi întreruptă și ar fi păcat să întrerupem, că e o procedură de durată. Propun pe domnul Mihai Rusu. Acceptat. Ca să depășim momentul. Colegul meu aici, deci nu bagă seama. Supun la vot. Proiectul de hotărâre cu cele trei propuneri. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Împotrivă? Abține. 4. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentanților legali al orașului Târgoviște în adunarea generală a acționarilor a societății comerciale Compania Regională de Apă Bacău, ESA, la care orașul Târgoviște este acționar, și în adunarea generală a asociațiilor, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul orașului Târgoviște. Comisia juridică, aviz favorabil. Dacă mai sunt discuții. Supun la vot proiectul de pe ordine de zi. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, forma revizuită, aprobată prin hotărârea numărul 15 din 25.02.2021. Inițiator, consilier local Barna Cristian. Avizez Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică a fost favorabilă cu un amendament propus de către domnul primar orașului Stațiune Târgu Ocna. Comisia Urbanism? Comisia de Urbanism, la fel, solicită votarea pe articole, pentru că unul articol a fost declarat neconform, să spunem. N-am vrea să respingem tot proiectul de hotărâre. De aceea vă roagă și vă solicit să votăm chiar pe subarticole la articolul 1, dacă e și articolul celălalt. Tocmai pentru a putea păstra ce e bun, cum ar fi, sau ce e legal. Da. Comisia Economică? Comisia Economică, aviz favorabil cu amendamentul 7.13 propus de domnul primar. Cu 5 voturi pentru. Cu amendament. La amendamentul pe care noi l-am propus, am gândit ca ședințele de Consiliu Local sunt o dezbatere importantă pentru viața comunității și eu cred că atunci când timpul sau trebuie să facem tot efortul ca aleși locali să participăm la dezbatere în ele, cu excepția situațiilor când motivat de o situație medicală, anumiți membrii din Consiliu nu pot fi prezenți și pot intra online, la fel când se află în concediu de odihnă, pentru că sunt plecați, sau dacă locul de muncă nu permite, deși legislația spune că pot sau sunt învoiți de drept, să spunem, pentru activitățile urbei, dar poate sunt situații când nu pot pleca de la serviciu. Să nu transformăm neparticiparea în sistem direct într-o opțiune așa, neprincipiat. Și mi-a vrut să fac o precizare. În solicitarea modificării, la ultimul punct, inițiatorii propun, prin schimbare, prin această modificare de regulament, niște sarcini care țin de natura executivă. Eu cred că nu trebuie să amestecăm directivele Consiliului Local și prerogativele Consiliului Local cu cele ale executivului. Nu pot fi transmise sarcini printr-un regulament. Regulamentul privește strict funcționarea și dezbaterilor și a comisiilor și a celorlalte activități care duc spre adoptarea unor hotărâri. De-aia vă rog să fiți puțin atenți când se analizează acest material, pentru că nu e corect, așa, la grămadă, băgăm acolo încă o frază, poate nu se vede. Vă mulțumesc! Supun la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am propus ceva, dacă vă rog să supuneți la vot. Comisia de Urbanism a propus votarea pe subarticole, da? 1, 1, 1, 2, da? Așa, da. Bine? Pentru că aici e o problemă la un articol. Da. Da. Acum... Deci a fost votat doar amendamentul domnului primar. Înseamnă că amendamentul a fost inclus în acest material. Urmează să hotărâți dacă votați în integralitatea lui sau pe articole. O solicitare să votăm pe articole acest proiect de hotărâre. Nu. Nu.
participă pentru ca să simplificăm articolul 4, nu l-a votat comisia noastră, pentru că are și aviz negativ din partea secretarului general al orașului, pentru că nu se referă la consiliul local, la rezultate cu consiliul local. Nu, trebuie să spui ori în integralitate, ori pe rând, nu se poate așa. Mai unul și unul. Da, deci... Și atunci, dacă soluția ar fi să le putem separat de toate, pentru a fi și punctul 1-4, care n-a fost votat de nimeni în comisia mea. Păi, articolul 1.4 spune așa, că aparatul de specialitate al primarului are obligația de a publica pe pagina proprie de internet următoarele materiale. Situația lunară a restanțelor financiare grupate pe aliniate și articole bugetare cu indicarea beneficiarului, situația lunară a plăților efectuate, grupate... Lăsă acele grafice care sunt utilizate în spațiul public virtual. Și are aviz negativ din partea specialistului. Da, la asta mă referiați. Da, da, da. Puteți spune asta de la mine. Puteți spune... Trebuie să vă impun altă dată. Hai, iau ceva. Trebuie să inițiem pe eu. Trebuie să continuăm să facem lucrul ăsta, așa, da. Bine. Corect. Deci, sunteți... Hai să vă supăm la vă. Deci, aceste materiale sunt publice, da? Așa, ca să... Da, asta vreau să zic. El se publice pe pagina de internet și... Raportul de specialitate, da? Regulamentul de organizare și funcționare, așa cum îi spune și numele, este un instrument al autorității în cauză Consiliul Local să lucreze. Nu se stabilesc sarcini pentru o altă autoritate, pentru că nu există raportul de subordonare între cele două autorități. Și, de exemplu, cum avem și, are și executivul un regulament de organizare și funcționare după care își desfășoară activitatea, așa și autoritatea deliberativă are acest regulament după care își desfășoară propria activitate. Din aceste considerente am, așa am motivat eu în raportul de specialitate pe care l-am întocmit. Dacă vreți să țineți cont de recomandarea mea sau dacă nu vreți să țineți cont de ea. Da, domnule consilier. Da, păi dacă o problemă, eu nu trebuie să spun, poate că mai este. Sunteți dumneavoastră în calitate de inițiator să vă retrageți acest articol? Ok, dacă inițiatorul este de acord să-și retragă... Punctul 1.4. Punctul 1.4, atunci putem vota proiectul de hotărâre, integralitatea lui, cu amendamentul propus de executiv. Și atunci Comisia de Românesc are aviz favorabil în unanimitate, că au votat toate celelalte subpuncte. Da, o retrat. Atunci noi ne retragem solicitarea de a... Am concentrat procesul verbal, că inițiatorul și-a retras această propunere, consemnată la articolul 1.4 din proiectul de hotărâre. Domnule președinte, vreau să supuneți proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul primar. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul curselor aferente anul școlar 2020-2021 pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocru. Inițiator, consilierii locali USR, reprezentant Barna Cristian. Comisia juridică. Comisia juridică a avizat nefavorabil. 3 voturi pentru, 4 abține. Comisia economică. Aviz nefavorabil. 4 voturi pentru aviz nefavorabil. Dacă mai sunt discuții, da. Da, eu v-aș întreba o problemă contabil și că ce înseamnă, ce efect ar crea pentru bugetul local sau dacă sunt îndeplinite condițiile legii care sunt cerute de către domnul consilier, domnul consilier, putem să ne raportăm la solicitarea lor, de ce? Ne te înțelegeți. Care ar fi piedicile? Că doar noi vrem să dăm elevilor, da? Să avem și termeni legali, să avem și bani în guriță. Dacă e să răspund la întrebare, am scris în raportul de specialitate, au fost parcurse niște etape în stabilirea quantumului și numărului de curse, în sensul că
ne-am obișnuit în anii precedenți. Repartizarea unei sume cu bugetul local a fost efectuată pe baza unei decizii a inspectorului școlar, a inspectoratului școlar județean. Într-adevăr, a fost și o corespondență purtată cu dânsii în sensul că le-am adus la cunoștință faptul că nu în totalitate au fost asigurate sumele și numărul de burse necesare, de pentru care le-am solicitat sprijinul pentru demersul către Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației. Și în clipa în care aceste demersuri vor avea știu eu, finalitate, cu siguranță banii vor fi alocați în bugetul local, suplimentat bugetul local, rectificat și ulterior aș face sumele. Asta este problema. Domnul Cuvânt, doamna șef, de ce v-am întrebat? Pentru că se vehiculează în spațiul public, online, Facebook și alte platforme, că consilieri, diputare, care nu vor să dea bani elegilor. Cum să nu vrem să dăm bani elegilor? Vrem, dar să avem temei legal și să existe bani. Deci nu suntem atât de bătuți în cap să nu vrem să dăm bani copiilor noștri. Deci nu trebuie speculat de acest că consilierii de la Partidul Putare, de la Partidul Putare nu vor să dea bani. Nu, domnule, vrem să dăm bani elegilor și eu aș propune un proiect să dau cu cetățenilor orașului cu bani de 10.000 de euro. Când va da guvern? Eu nu știu. Întâi să-mi dea și atunci le dau. Vă mulțumesc frumos. O completare, dacă îmi permiteți, vreau să, deși este un subiect foarte fierbinte și cu toți am preluat această temă, pentru că e de impact. Atunci când apare un act normativ care oferă un drept, iar celelalte acte care vin nu acordă bugetul necesar pentru, pentru aceste drepturi, apar aceste emoții și tensiuni. Vreau să vă spun că au fost discuții și la elaborarea bugetului, și în Consiliul de Administrație, și cu unitățile școlare, ce a ținut de executiv, ce a ținut de primărie, ce a ținut de Consiliul Local. Noi am făcut toate demersurile în timp util de a prezenta care sunt sumele necesare conform prevederilor legale. Adică suta aia de lei, pentru fiecare elev, o mulțit cu numărul de elevi de pe raza orașului. Am transmis aceste documente la toate forurile abilitate, Ministerul de Finanțe, prin Direcția Generală, Inspectoratului Școlar. Au fost mai multe corespondențe în acest sens și pe care nu am să le-ați văzut la momentul respectiv. Iar acum ce referiri făcea domnișoara spunând că a venit o adresă, într-adevăr, a venit o altă adresă de la Inspectoratul Școlar care spune așa, știți, da, legea prevede, suma nu a fost suficientă de la bugetul de stat, dar puteți să puneți și de la Consiliul Local. Dar problema era în felul următor, că suma care ar fi trebuit să o punem de la Consiliul Local prin buget este astronomică pentru bugetul local. În bani vechi, 12 miliarde, să-i poți aloca doar pentru pentru acest obiect, este imposibil. Doar dacă tăiem tot ce înseamnă celelalte funcționalități. Și de aici această emoție. A fost preluată tema de către asociația acestor elevi. Această asociație nici măcar nu are reprezentare la nivel de localitate. Și doi, vreau să vă spun că această dezbatere sau aceste dezbatere au fost în toate consiliile locale din județul Bacău, cel puțin. Și niciun consiliu local nu a putut să-și asume plata acestor sume. Adică noi nu suntem excepție. De la regulă, spune, doamne, uite, celelalte unități administrative au găsit soluția, au făcut și Târgu Ocna, uite, pe principii de că au alte investiții sau de orgolii sau știu eu ce, nu doresc pentru tinerii comunității noastre. Departe de noi gândul acesta. Și dacă la prima rectificare națională va veni banii, cu siguranță la prima ședință de Consiliu venim și rectificăm bugetul cu valoarea aferentă. Cât va fi? Același lucru s-a întâmplat și cu alocarea pensiilor, și cu alocarea alocațiilor. De asta am vrut să fac această precizare și să sperăm că lămurim odată lucrurile și nu mai deformăm realitatea chemând și supunând a treia oară un proiect de hotărâre care, păcat, pentru că apăsăm pe un subiect sensibil pe acești tineri, care, firesc să fie normal, când primesc o posibilitate de a primi un stimulant, luptă pentru el. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule.
Acest proiect este generos, are cea mai bună intenție, dar chiar dacă s-ar vota, nu ar avea efecte nici într-un fel. Pentru că articolul 3 spune clar, când vor veni banii de la buget. Deci chiar l-am votat degeaba acum, în momentul ăsta. Cum se spune, a spus și antevorbitorii mei, dacă vor veni banii, vom ști exact suma și atunci vom ști exact ce votăm. Deci, practic, ne-am grăbit acum cu ceva, chiar dacă e cea mai bună intenție din partea inițiatorilor și foarte bine, dar un proiect care nu are finalitate imediată, deci dacă noi am făcut asta, mâine sau luna viitoare, eu tot n-ar avea funcție. Nu am luat nimic. Asta ar zice că, da, nu s-ar încălzi cu o hârtie în plus de aici. Deci de asta, zic eu că ar trebui să așteptăm. Bani și pe urmă să pot să. Mulțumesc. Domnule consilier. Dar am dezbătut și în acest punct în Comisia Economică și am verificat întreaga sumă, 321.000, care a venit de la buget de stat pentru cu această destinație, a fost repartizată în burse. Așa cum am stat și domnul primar, dacă mai vin alți bani, atunci putem să venim și să vedem dacă nu se face rectificarea, atunci putem să facem observații. Dar deocamdată, întreaga sumă care a venit cu destinație a fost repartizată de buget. Dacă mai sunt intervenții, supun la vot proiectul după ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? N-am mai luat cuvântul pentru că am mai luat de două ori această petă și dumneavoastră. De regulă se justifică. Cine a așteptat să spun ceva? Dacă e nevoie, dacă am spus că așa. Punctul numărul 16. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Dacă sunt discuții, domnule consilier. Da, am primit o solicitare către executivul nostru, dar undeva în zona blocurilor CEU-uri, CEU-ul acela lung, chiar și prima scară de lângă RDS de aici, sunt câțiva locatari solicite, la un moment dat era o bancă acolo, sunt niște bătrâni care nu pot să ajungă chiar până în parcul din față. Vor o bancă acolo, ea era, dar înțeles că a fost amplasată prin un cămin. N-aveau acces și de la față, e fost eventual în partea asta lor. Da, mulțumesc. Acum este o problemă, acea bancă a fost montată în imediat apropiere a balconului unei proprietari de acolo, utilizând-o ceilalți proprietari. Și proprietarul de acolo a spus, domnule, vă rog frumos, luați pentru că aici se întâmplă anumite lucruri, se lasă mizerie, se întâmplă o stare de disconfort. Când am vrut să aplasăm și să o retranslatăm, chiar cei care aveau nevoie de asta, dar nu în dreptul nostru. Deci cam aici e situația. Am înțeles. Eu ne înțelegem între ei acum. Da, da. Noi am susținut și am montat tot ce înseamnă mobilier stradal și am răspuns tuturor soluțiilor acolo unde a fost dorință și unde a fost înțelegere. Acolo unde probabil vor găsi o soluție și să o accepte undeva. Acolo noi nu am o problemă. Da, în zona. Mulțumesc. Da, domnule consilier, mă ciuc la prețe. Aveți cuvântul. Am să răspund să aleagă ei loc și acum. Da, mulțumesc. La unele întrebări am fost date răspunsuri, mulțumesc. Așa când eram la Casa de Cultură, la alte lumini. Și vreau să fac o constatare, câteva probleme ale orașului, așteptăm de două luni contractul de management al domnului administrator public, deci acum a fost atins. Poate până la anunțare reușim să reabilităm curcile din Osoarul din Poieni. Hai să câteva zile ar putea fi
reabilitate, cele care au făcut două domnule. N-a primit răspuns, am solicitat și înscris situația domnului deputat al Sanitei, care duce spre Salina, cât și construcțiile pe domeniul public. Nu a primit niciun răspuns. Mie era trecut o solicitare și la finalizarea ședinței de comisie ați plecat. Eu eram dispus și aveam materialul pe masă și am acceptat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Părerea mea. Nu puteți să contestați prezența mea în cadrul instituției. V-am dat pe fie și... Și v-am așteptat pe dosarul pe masă. Sigur. Nu e nicio problemă. Nu e. Exact. De la ieșirea din incinta blocurilor și din parcările de pe F9-F17, trebuie făcut ceva pentru că obturează și ești prea mult cu mașina pentru a te asigura stânga-dreapta și sunt riscuri de accidente. Nu știu, ori un limitator de viteză pentru cei care vin pe Capitan Bușilă, ori o oglindă, da? Să vedem cine vine de stânga, cine vine din dreapta. Precum și în dreptul casei Borisov va trebui un semn de presemnalizare, să zic așa, viraj la dreapta, pentru că este pus după casa Borisov și când cei care nu știu și vor să facă dreapta, se prezent dintr-o dată față în față cu altă mașină, da, și cu pericol de accident. Deci drumul țărnii, care pleacă din drumul Brisești, ar trebui puțin balastat, că este plin de mol. Vreau să anunț înființarea unui ONG, Vali și Rebecca, care sprijină familiile defavorizate și ajută oamenii nevoiași și putem apela la ei de câte ori vrem să facem o faptă bună. Groapa de pe a apărut în carosabil nouă de pe băie grămadă, nu mai știu ce se întâmplă cu ea. Știu că e monitorizată de un telaș foarte scump, dar nu mai știu. O monitorizați în astăzi, Emic. Da? Și se mai scufundă, ce zice? Păi nu, în rasa de scufundă. Este din garanție? Așteptățeasă din garanție? Câtă garanție are strada respectivă? Ne putem să trimiți un răspuns ulterior. Ulterior, dar de ce? Nu? Da, pentru că eu nu sunt subordonat în asta. Da? Am înțeles. Deci ar trebui să procedem la reabilitarea câmpinilor din oraș. Așa, după modelul celor din Dovreanu. E păcat că trebuie separații, dar... Pe Carlo, pe bine. De asemenea, ar trebui schimbate produsele pe străzi și numerele la asta. Dacă aminte că l-ați votat bugetul, domnul Fățiu. Poftiți? Poftiți? La buget trebuia să faceți aceste lucruri. Ce am? Aceste solicitări pe care le faceți dumneavoastră, să asfaltăm drumul Țernu. Nu, dar dumneavoastră ați făcut fără să treceți prin, nu de asfaltat drumul Țernu. Deci nu puteți în balastru. Dar puteți lua de la prietenul dumneavoastră, că el are ieșit de pe... Eu? Pe pe, da. Eu? Eu? De la țări de prieteni, nu le putem analiza aici. Am înțeles. Vă las. Cu vaci, mă dăm după să vreți. Domnul Marșal, poți să intervenți. Ar trebui să avem mai puteri. Nu v-am întrebat. Dar nu se poate așa de mult. Vă limitați să intrebați. Vă limitați la cei. Deci, când am dorit mai multe evenimente, dacă s-a sfârșit cumva pandemia, vreau, dacă se poate, să reînnoim competiția între cer și pământ, știu că este puțin timp, și alte activități, competiții de șah, tot ce se poate face, pentru că stagnăm ca și stațiune. Dar nu avem niciun eveniment. Ceilalți din slănic, cei... Haideți să nu deformăm realitatea, pentru că modelul abia au apărut primele măsurile de relaxare acum câteva zile. Haideți să acum nu facem politică aici în cadrul... Facem politică, dar nu la ce vă bucați?
Deja fac competiții. Care sunt alea competițiile și de Bogle, dacă acum peste câteva zile vom avea un eveniment. Am avut un eveniment acum. Haideți, domnul consilier, eu cred că nu vă puteți deconecta din vechiul mandat. Da, sigur. Dacă ați vrea să-ți prezentați, domnule Iarăș. Domnule consilier. Deci vreau să cele două alei trebuie să fie făcute pietonale, nu accidentale sau cu pietrișă accidentală. Trebuie făcute ca să fie așa cum trebuie. Deci noi am reabilitat aleile existente și acolo s-a creat un spațiu de schimbare puțin a zonei. Și de aceea este așa un model de alei. Creată tocmai pentru a rupe puțin culoarea, pentru că acolo n-a fost niciodată alee, dacă ne aducem bine aminte. Era o zonă cu noroi. Da? Aici văd că susțineți și transmiteți mesajul mai departe, dar să nu amestecăm lucrurile. Am reabilitat. Deci aleile nu sunt pentru acuciculare, se înțelegă. Nu deformați răspunsurile mele. Deci, pătăduri la urmare. Și a fost alei așa de frumuse. Acolo nu a fost alei. Am înțeles. Păi ați făcut ce ați făcut acum, dacă nu am făcut alei? Când veți fi dumneavoastră un donator de credit, atunci puteți să vă stabiliți. Am înțeles. Mulțumim, domnule consilier. Mai sunt niște puncte de ați numărat în fața la ați numărat cu șericiu. Le-ați numărat? Da. Ah, bine. Sunt patru. Da. Nu vă interesează. Mulțumim frumos, domnule consilier. Domnule consilier, Răzucheanu. Domnul consilier, domnul primar, mă adresez în principal cu dumneavoastră. Așa și... Aveți. Există un registru de audiențe, da? Nu audiențe, audiențe. Scuze, domnul Dumnezeu. Așa. De ce vine aici domnul cu atâtea și atâtea probleme, cu un scaun acolo, cu o bancă dincolo, cu un bec dincolo, cu un scucit? Dă bine la urmă. Da. Așa. De ce? Pentru că așa trebuie procedura. Așa trebuie. Cum adică așa trebuie? Așa trebuie. Dar ce există registrul ăla? Exact întrebarea care a pus-o de ce există Constituția. De urbanism, Comisia de Economică, Comisia de Urstăcic. Nu? Da. Se discută niște probleme ale orașului. Problemele orașului care este. Acolo se discute. Celelalte care așa care sunt peste, așa se discută la ultimul punct. Vă dau un răspuns? Vreți un răspuns, doamne? Da, scris. Dar nu vreau. Dar nu vreau. Dar nu vreau. Nu v-am interpelat lucrul. Nu. N-am spus la dumneavoastră. Am. Păi, deci, nu m-am referit la dumneavoastră. Vreau să comentez și cu siguranță problemele care sunt trecute și care le preluăm în cadrul oficial din decisul de audiențe. Asta. Sunt lucrate de către serviciile de abilitate și se fac răspunsurile sau se remediază lucrurile, cele care pot fi remediate. Ținând cont de situație, ținând cont de buget, ținând cont de anumite alte reglementări. În rest, așa că dacă vrem să ne facem vizibil la televizor, putem să declanșăm odată o ședință de Consiliu Local în care putem doar diverse. E păcat. Adică ușa instituției și ușa tuturor serviciilor din aparatul de specialitate a fost deschisă și suntem aici de luni până vineri, tocmai pentru a prelua toate solicitările, inclusiv ale dumneavoastră. Prelarea stă în bine cu rezolvarea stă în bine. E o părere a dumneavoastră. E o părere a mea. Sigur. Domnule consilier Grozavu. Domnule primar, ar vrea dacă puteți face o solicitare la Poliția Orașului de Bogdă. Între orele 8 ore 10 și 8 și 10 să dea pe timp polițist aici la intersecția Pezeș și la intersecția lui Constantin. Da, în zona unităților școlare. Că stă câte mașină, câte un semn de oră când iese de pe Ștefan Constantinescu, toți vin cu mașină la școală, nu mă să vin la numărul 2, da? Deci e blocaj. Dacă s-ar putea în timp să procedăm cumva la un sens girator aici, în centru, la Căideș. Exact din cum îi navonești la intrare până așa, atât cât a deblocat circulația acolo, deci puse niște valize. Anul ăsta am făcut. Adică a trebuit o solicitare, iar dimineața am venit și copiii, trei și trecerea aia de pe turn.
care în curte fac și după Ștefan Constantinescu vrea să se întâmplă ca să ieși acolo. Da. La fel și la fel, deci nu. Nu sunt care cum stau într-un toată ziua, vă stă 10 minute ca să până să intru copiii la școală. Instituția Poliției și a Jandarmeriei e permanent pe traseu, dar este adevărat că dimineața în zona unităților școlare e un trafic intens, pentru că noi, în calitate de părinți, încercăm să ne ducem copiii la școală, mă rog, după toate nebunia de a sta acasă un an de zile. În ceea ce propuneți dumneavoastră, Sen. Geratoriu, ați văzut că am pus pe bugetul anului 2021 în lista de investiții și suntem deja cu proiectul început și suntem în situația de a întocmi documentația, am eliberat și certificatul de urbanism. Facem semaforizarea din zona centrală, care va reglementa și intrarea și ieșirea de pe 9 mai. Vrem acolo să o facem intrare și adică cu două sensuri. Vom reglementa și încercăm să lățim puțin și strada 9 mai ca să fie de două sensuri și spațiu de parcaj. Și atunci, practic, în momentul când se schimbă pe culoarea roșie pentru a asigura laterala, atunci putem ieși și din sensul giratoriu. Sperăm ca anul viitor să punem pe ordinea de zi, pe buget și sensul giratoriu. Acolo am fost condiționați de existența unui studiu de trafic. Studiu de trafic care pe noi ne depășește din punct de vedere financiar, am făcut demersuri la drumul național și sperăm să ne sprijine ei cu acest studiu de trafic. E un element component în cadrul proiectului. Da, dar e pe DN. Și odată ce este pe DN, documentația trebuie avizată. Nu poți să o avizezi fără studiu de trafic. Studiul de trafic acum nu există. Nici cei de la DN nu au. Și au spus că vor face. Astea sunt procedurile. Ce a ținut de noi pe partea de semaforizare, o facem și credem că o parte din traficul ăsta congestionat în zona centrală va fi reglementat cu semaforizare. Domnule consilier Avale? Un singur punct am ca să nu monopolizez punctul ăsta diverse. La cele două scări de blocuri ATL care sunt prevăzute cu lift, înțeleg că nu funcționează instalația asta de accesorul ăsta. Rugămintea, luați legătura cu firma cu care avem un contract de mentenanță să intervină, să le pună funcțiune. Nu, acolo ele nu au funcționat de la bun început, pentru că costurile de operare cu acest serviciu trebuie redistribuite pe utilități. Pentru că prin formulele de calcul acum, din chiria rezultată, aproape că nu ne rămâne absolut nimic nou, ci pleacă totul către finanțatorul principal, statul român, prin Compania Națională de Plinare. Și atunci, acele echipamente sunt funcționale, bine, cu o revizie, pentru că n-au funcționat niciodată, la darea în folosința locurilor, cei mai mulți din locuri din chiriaș au spus, doamne, preferăm să nu ne mai încărcați acum lista cu cheltuielile, pentru că încercăm, avantajându-ne tinerețea, să nu utilizăm acest serviciu. Aici e toate problemele. Am înțeles informații mai diferite, că majoritatea vor să funcționeze și sunt puncte de vedere. Este adevărat, cei de la etajele superioare, 4 și 3, ar fi avantajați de acel serviciu, pentru că nu mai urce atâta scări. Cei de acolo. Putem să facem o proiecție, să facem o evaluare, care ar fi costurile, o afișăm și pe regulă aprobării majorității să o distribuim. Pentru că nu avem niciun interes să punem niciun cost și așa, tinerețea și acum ca să plece într-o casă nouă, sunt atâta cheltuieli cu mobilă. Am mai mers cu copiii privilegii. Da. Și și avantaje. Sunt. Absolut. Sunt niște cheltuieli acolo și unii. Da, da. Dar asta a fost și motivul. Nici F13, că acum legislația s-a schimbat, orice construcție cu B+4 obligă să existe ascensor. A fost și la F13, au funcționat două zile, atunci imediat, după care a fost oprit și acum e al doilea, a doua scară de bloc, care a fost. Domnul Dragan, nu m-am primat referitor criticile apuse, dar zice că până astăzi sunteți bine intenționați și vreți să faceți cât mai mult, cât mai multe lucruri bune. Eu aș da o soluție aici, că a deschis colegul subiectul cu liftul, cu ascensorul, poate fi prin baza unei cartele, cât consum, cum ar veni, plătește. Deci primește cine vrea să... Deci,
Deci râdeți, râdeți degeaba. Deci cine vrea să se plimbe cu liftul, deci solicită o cartelă și care monitorizează, contorizează. Exact, și se vor cheltuieli. Bineînțeles. Deci cine vrea să plimbe cu liftul, plătește. Trece de acest subiect. Pentru că sunt puțini care vor să plimbe cu liftul. La un bloc cu 4 etaje, pentru că doar cei la etajul 4, probabil că vor, da? Cheltuielile sunt mari. Bun. Domnule, avem nevoie de parcări. Trebuie identificate cât mai multe locuri care nu sunt utilizate. Și cum spunea dumneavoastră, că semaforizat în centru acolo. Spune, există acel interval între Vasion și între cele două trece de pietoni. Nu-s vreo 40 de metri. Dom'le, poate fi, pot fi marcaje, să fie mașinile parcate paralel cu trotuarul. Pentru că dar trebuie să reducem din suprafața, din spațiu, de pe trotuar. Dar traficul este și strangulat pentru că rămâne doar un interval neutilizat. Deci mașinile care vin... Deci, ca să evităm aceste discuții lungi în Consiliul Local, atunci când sunt multe puncte de vedere, trebuie depuse scrise la domnul președinte ca să nu monitorizăm ședința, să o transformăm în campanie electorală sau alte... Exact. Da. Vă mulțumesc! Noi n-am știut să am fi dat la autorizat prin cuvinte sunt chiar în toaletă privată. Dar nu este toaletă privată. Este o toaletă care o putem pune la dispoziție pentru evenimentele publice care le face un piațetă. Ați văzut că atunci și acum două săptămâni și vrem să devină cu toată vara să funcționeze, în partea de weekend, vineri, sâmbătă sau duminică, acolo să prezentăm un mic un mic recital sau nu știu cum să o activitate de frumos, să spunem așa, și trebuie să avem și un alt fel de spațiu. Nu este nici privat, nu este nimic, este administrată de către centrul de informare. Este adevărat că acolo a primit ok, pentru că devenise acolo un spațiu total impropriu, care și toți am fost și am făcut poza acolo. E un spațiu care era total neconform cu o zona centrală. De-aia a fost și mascată, este acolo dotat cu tot ce trebuie, au ok, respectabile părinți de la biserica din centru de acolo, pentru că a fost solicitare de a face o zonă pentru atunci când am luat slujbe, pentru concitadinii noștri, și mai au câteva chei, cei care să plătesc tot ce înseamnă serviciile de taxe. Sunt 36 de utilizatori și cu documente înregistrate, au o contribuție la bugetul local, prin toate taxele care le fac, de închiriere și de asta, și am zis că este corect să beneficieze și din astfel de serviciu, pentru că toaleta publică de la piață e deschisă doar de la ora 8 dimineața sau 7 până la ora 16 sau 17. Ei, acolo fiind activitate permanent, e necesar și un astfel de obiectiv. Am mutat doamne sau nu răzut, stânga, dreapta sau cum? Acum trebuie să luăm cu toții atitudine, pentru că nu putem să lăsăm
însă persoane care sunt puțin mai neatente sau mai cu brazul puțin mai gros, să meargă în zona centrală și să rezolve anumite lucruri care nu sunt. Da, și toaletă publică. Public. Cu un leu la autobuz sau cu deocamdată, din analizele noastre, o toaletă publică cu bani nu este utilizată. Pentru că încă la nivel de localitate, iar toaletă publică cu bani, cea care introduci monedă sau banută și își face toate serviciile de curățare și asta, au un cost destul de ridicat. Probabil vom găsi și momentul când va fi montat o astfel de eu aș recomanda să externalizați acest serviciu. Către o firmă privată. Doamne, când vom avea strâncite. Să facă o toaletă modernă, să poată să ducă o om, să facă și duș, să-și cumpere și țigări, adică să aibă condiții mai bune ca acasă. Susține inițiativa privată. Da. Și el are grijă să fie curat. Iată. Și în casă. Stimați colegi, apropo de taximetri, a spus, taxiul de suflaș. Mi s-a stricat mașina acum și am cerut serviciile taxi. Nu zic că nu mai vine pe stradă. Își stric mașina. Nu mai am mai nimic de putere la ședință. Da, bine, mașina mea a dat. Păi nu, acum, la stradă, sunt terminat. Din întâmplare, când îți vin mașina, așa, ieri s-a oferit domnul Abade, așa, să mă duc acasă, după ședința de comisie. O lucru frumos. Frumos, frumos, de plăzare. Zic că, hai să vezi, hai să vezi unde stau eu, pe ce ai să mergi. Asta vreau să vă spuneți. Dar v-am zis că cei de pe vreme sunt mai nefericiți ca dumneavoastră. Da, am zis că din momentul din 2007, când am venit în acest oraș, m-am rugat de toți. Păi face, domnule, e o gară, e un zice, monument istoric, da? Cultural. La Rămane, cum? Rămane, istoric. Așa. Haideți, domnule, măcar acolo, și n-am nevoie de aleea mea. Cu toate că aleea care merg eu acolo, și atunci s-a dat pe schiam. Cine are mai multe treabă? Așa. Nimic. Niciun. Nu, acum nu știu. În bază de licitație au fost domnul primar. De când mă știu, dar tot în bază de licitație. O venit pandemie. Cine vă spunea? Cine vă zis primar că e în bază de licitație? Și dumneavoastră mi-ați promis. Sunteți singurul care mi-ați rezolvat o problemă. Da. Conducta de apă. Da, e o certitudine. Acum suntem în proces. Așa este. Toți așteptăm ca acest proiect care va schimba și va moderniza 23 de străzi din toate cele 60 de străzi, e în situația de licitație. Da, nimeni nu mai crede în el. Au fost niște proceduri legale. Gândiți-vă că este un proiect cu finanțare europeană în care Consiliul Local s-a implicat activ și au modificat și au adoptat toate hotărârile pentru a se duce la bun sfârșit acest proiect. Acum este în faza de licitație. V-am spus și în ședința trecută. Sunt trei firme concurente în competiție. S-a terminat prima etapă din faza de licitație, acea evaluare de oaie. Acum suntem la faza tehnică. Vedeți-vă că mai sunt câteva zile, finalizăm și etapa tehnică, după care vom trece și la cea de etapă financiară, care aceea e mai scurtă. Eu sper ca în 30 de zile să încheiem licitația, să se încheie cu bine, să poată fi declarat un câștigător și să facem tot ce ne este putință ca anul ăsta să înceapă și primele lucrări. Nu neapărat, dar eu nu discut de cele 23 de străzi, pentru că așa este corect. Vreau în completare o prioritate. Atunci, la urmă, trebuie să vă
Știți ce spun oamenii de acolo de la mine? Cred. Ești mare consilier, bă. Da? Ca să iată o bolată de gândul. Cu privire la activitatea de taxi, să știți că activitatea de taxi la nivel de localitate funcționează prin două societăți comerciale care au un număr mai mare de mașini și cu două dispecerate și sunt și câteva taxiuri, mașini care funcționează pe principiul IUC-ul și ele sunt alocate la dispecerate. Dumneavoastră, trebuie să transmiteți mesajul, cum îl transmitem și noi, că utilizarea serviciului de taxi ar trebui făcut prin dispecerare. Pentru că dacă prin dispecerare, el este obligat să presteze activitate de taxi de la prima până la ultima stradă, de nord până în sud. Dacă una nu, dacă nu onorează o comandă, automat suntem înștiințați și se ridică, primește sancțiuni. Da, este adevărat că nu toți utilizăm dispeceratul și atunci apelăm direct pe numărul de telefon al conducătorului auto. El fiind mai, unii sunt mai comozi. Da, dar dacă e prin dispecerat, odată ce a acceptat să poate să facă serviciul de taxe, trebuie să se supună de lucru. Iar domnul oameni care practică ilegal taxile, nu știu, nu știu. Domnul Bara, domnul Bara. Deci, despre proiectul monitorizare de... Deci, domnul Bara. Da, asta e că este un video când de disic de tratezat la nivelul orașului, au apărut cu țânsarii și s-au dorat. Am văzut și sondajul care l-ați lansat dumneavoastră, n-am văzut încă feedback-ul și cu siguranță au fost făcute și aceste cum se cheamă, activități. Feedback-ul va fi favorabil, e normal. O să o facem. Ce o să spun oamenii? O facem? Păi la Zadia puneți un direct preț, garsonieri cu 5.000 de lei. Preți cu alba până la zi. Mulțumim. Dacă la nivel de secție, tot ce înseamnă spațiile publice, le putem face cu firme de profil, problema rozătoarelor e generată de către subsolurile din blocuri, care sunt domenii private în condominiu, care acolo sunt anumite scări, care știm cu toții că generează anumite probleme. De acolo se creează. Am răspuns și primăria a fost tot timpul partener în toate lucrările cu asociațiile de proprietari sau cu grupurile de proprietari când am venit și noi. Fie am pus săpături, fie am pus suporte din materiale, fie am dat forță de muncă la toate scările de bloc. Acum, de exemplu, intervenim sau vom interveni la spate de la viață, la F1. E la 10C acum. Bun, și la 10C. Deci răspundem la toate solicitările, dar aici e problema. Că trebuie... Parte de dezinfecție, de dezinfecție vom face la nivel de localitate. Și am cerut de luna pe doar de bucă, înainte de nicio problemă, am cerut în ședința din martie un proiect medicator de statul public și am cerut un cer și am un proiect medicator. În ședința din martie și am venit oficial cu adresă în luna aprilie pe 9 pentru aceeași situație și se revizea cu tine persoană dacă poate, de luna aprilie, dacă mai poate în iulie. Cu siguranță respectăm normele legale. Vreau să vă transmit un singur mesaj, o invitație. Astăzi am avut a doua întâlnire cu conducerile unităților școlare, liceul tehnologic, clubul elevilor, asociațiile care se preocupă de partea culturală, artistică și sportivă a copiilor din localitate. Încercăm să facem evenimentul dedicat zilei de 1 iunie în Parcul Mare, pentru că acolo ne permite spațiu să avem și distanțare, și lucru pe ateliere, și poziția de a putea organiza această manifestare după o pauză de aproape un an jumătate. O facem pe 1 iunie, începând cu ora 10. Mâine avem acțiunea cu poliția și jandarmeria să avizăm acest eveniment și apoi îl facem și public.
Și vă rog și pe dumneavoastră, dacă timpul vă permite, luni, marți, 1 iunie, de la ora 10 la ora 12, 12:30, maxim 13, să fim în pat, să susținem copiii noștri în activitățile sportive, culturale, de desen și tot ce mai țin de buna lor dispoziție și să îi le spunem la mulți ani. Mulțumesc! Haideți, domnul Muciu, că nici dimineața trebuie. Despre proiectul de monitorizare de fluviile drumului va fi, având în vedere că a fost un curs pregăneat, la spart școala din Tisești, când va fi implementat. Este în procedură. Mulțumim frumos, stimați colegi. Bugetul a fost aprobat abia acum o lună. Reclasăm că nu pot să arzi niște etape. Am înțeles. Studiul de fezabilitate este finalizat. Avem soluțiile, montarea celor 29 de camere. Suntem în discuție acum cu doi operatori. Să vedem acum oferta cea mai convenabilă. V-am spus să vă deconectați de mandatul. Mulțumim frumos, domnule. Și eu vă mulțumesc.